Slavă Domnului! Amin. Doamne, ține-ne în bucurii tot timpul! Amin. Avem un Dumnezeu care s-a uitat cu milă la noi și s-a îndurat de noi și ori de câte ori mă duc prin statica acestea sau în alte părți, mă uit la dumneavoastră și mă uit la frați, la surori, la tineri și spun, Doamne, ce mare ești Tu! Un singur om a murit pentru omenire, omul Iisus Hristos, și atâtea miliarde de frați și milioane, unii sunt plecați și alții suntem pe pământ. M-am gândit așa, dacă o clipă de bucurie aici pe pământ, nu-ți vine să te mai desparți unul de altul, oare ce va fi acolo sus? Oare ce va fi acolo în ceruri? Cum va fi? Cum va fi? Oare necazul acesta de o clipă să ne ducă departe de Domnul? Oare strântorarea? Oare ce ne desparte pe noi de Domnul? Dumnezeu în seara aceasta ne-a rânduit ca să fim în locul acesta și îi dăm slavă lui Dumnezeu. Îl preamărim pe El, că El este acela care s-a îndurat de noi, fraților. Și noi, ca și dumneavoastră, trecem prin diferite necazuri, diferite strâmtorări. Dar să nu ne plângem, să nu ne mai plângem de atâtea de astea, că astea sunt trecătoare. Să lăudăm pe Domnul, ca să vadă cei din jurul nostru că noi suntem ai Domnului. Mi-aduc aminte, cu câțiva ani în urmă, am lucrat pentru un american. Când am intrat să lucrez pentru compania lui să facă acoperișuri, cei care lucrau cu el, cei care erau cu el, puneau o muzică de asta, eu folosesc o muzică drăcească. O muzică de asta care numai te doare capul continuu de la ea, că nici nu înțelegi ce spune, nici nu are niciun sens. Și înjurau pe acolo, fumau, îl blestemau pe Dumnezeu. Am lucrat eu vreo 2-3 zile. Într-una din dăți m-am oprit, m-am dat jos de pe casă și a spus, știi ceva, ori plecați voi acasă, ori plec eu. S-a uitat la mine așa ca și cum ar fi spus, mă, dar eu te-am angajat la mine și tu faci tu ordine la mine în business? Și a spus, ascultați-mă să vă spun ceva. Eu când am venit în America, eu știam despre americani că americanii sunt oameni pocăiți. Dar când am ajuns aici și am văzut cât de blestemați sunteți, eu mă tem de Dumnezeu. Și a spus, dacă eu nu vă spun ceva de Dumnezeu, eu mă tem că Dumnezeu de sus, dacă coboară un fulger de sus, eu sunt primul care mor. Eu sunt pe acoperiș, nu sunt nici în basement, nici în cameră. Și eu sunt, și vreau să vă spun, ori vă opriți în înjurat, ori opriți muzica, ori eu mă duc acasă. S-a uitat așa la mine, nu credea că ce-i spun. Și îmi spune omul ăsta, te rog mai repet odată lucrul ăsta, nu vine să cred ce-mi spui. Și a spus, m-ai auzit bine. Eu nu înjur, nu fumez, nu vorbesc cuvinte rele, ci îl laud pe Dumnezeu. Ori una, ori alta. S-a uitat ăsta la mine așa, fuma țigară după țigară, nici două înjurături și un cuvânt, trei înjurături și un cuvânt. Cumva le-a spus la toți să tacă din gură, eu lua pe toți, dar nervos, și-a plecat de acolo și a rămas eu cu lucru. Am terminat lucru, m-am gândit eu așa, ăsta cred că acum o să-mi spună mie, știi ceva de mâini, cauți alte geaburi, nu mai vii la mine. Am lucrat cu el termen de câțiva ani și într-una din zile m-am uitat așa la el, am început să-i predic Evanghelia. Bineînțeles că când am aflat că toți cei care erau cu el erau ba verișori, ba cumnați, ba era toți o relație din neamuri. I-o dat pe toți afară, unul câte unul a dispărut, dar unii ăla, l-am dat afară, m-am zis, Doamne, oare ce fac eu aici? Într-una din zile mă opresc și spun, Ken, uite, vreau să spun o întrebare. Tu n-ai vrea să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Și-a zis o vorbă care nu mi-a plăcut, dar am tăcut din gură. I-a zis, dacă nu-L omoară Domnul, nici eu nu-L pot omorâ. Ken, dar uite, Dumnezeu te vrea pe tine, Domnul Iisus te iubește. Undeva la 50 și ceva de ani, 60 de ani este omul acesta. Și am stat de vorbă în multe feluri cu el. N-am reușit să-i explic eu prea multe cu engleza mea, dar într-una din zile am văzut că nu pot face nimic. Știți că spune Biblia să fim foarte înțelepți. Și am spus, Ken, tu ai plecat vreodată în vacanță de când ești tu născut în America asta? Zice, am o casă în Key West și nu pot să-mi permit să plec în vacanță pentru că trebuie să muncesc în fiecare zi. Și zice el că numai soția mea pleacă vreo două săptămâni undeva în decembrie, eu nu-mi pot permite să plec, dar am luat o casă acolo. M-am uitat eu și am spus, Doamne, Tu ai spus că ne dai înțelepciune și Duhul Tău ne aduce cuvinte când să vorbim cu oameni. Și zice, Ken, Tu bei?
O zice el așa, nu, mă, când din când în când, dar fumez două pachete pe zi. Cât e un pachet de țigări? O spus el cât e pachetul de țigări, câte țigări sunt pe zi, câte țigări, câte pachete pe săptămână, câte pachete pe an. Am făcut un calcul, am zis, oh my God, dar tu poți pleca, cum e la noi la Michigan, frig, două luni pe an în vacanță. S-a uitat el așa la mine, zic, două luni pe an poți pleca cu soția ta în vacanță, viața ta se sfârșește, frate și surori. S-a uitat așa la mine, nu știa ce să creadă. Bineînțeles că la el mă înjura în fiecare zi, sau câteodată dacă nu-i convine ceva, mă înjura și mă uitam așa la el și când termina de înjurat, îi spune, it's ok? Are you alright? I say, what's wrong with you? I say, nothing is wrong with me. Are you ok? Pleca, se ducea, vine înapoi. Nu, vedea că eu eram diferit. Sunt o persoană foarte iute, să nu credeți că sunt calm. Mă trag de la mama. Seamăn cu tata și mă trag din seminția lui mama, iute. Dar m-am rugat de când m-am pocăit să-mi dea Domnul un duh de răbdare și Domnul mi l-a dat. Dacă te lupți cu eu-ul tău, vei birui totdeauna. 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 Când o s-a terminat lucrul acesta, bineînțeles că un timp nu a avut de lucru. După vreo 4 luni de zile mă cheamă din nou și zice, vine că am un geap pentru tine, am un ruf pentru tine. M-am dus acolo și se rea în sus de bucurie. M-am uitat, băi, ce s-a întâmplat cu ăsta? Nick, I have a good news for you. M-am gândit eu, ce good news are ăsta pentru mine? Știți cum e tot flămândul acei gânduri, știi? Zice, de 4 luni de zile nu mai fumez. De 4 luni nu mai fumez. Nu mai fumez, nu beau nimic. Și de când nu mai fumez, nu mai pot înjura. Și am zis la soția mea, ce să facem? Haidem la o biserică creștină, una care merge și nic la ea, dar la una de-a noastră americană, ca să înțelegem. Și de 4 luni frecventez o biserică. Frați și surori, vreau să vă spun un lucru. O zis, de la 13 sau 14 ani fuma omul ăsta. Așa de nervos era tot timpul, el credea că țigările îl calmează. Dar vreau să vă spun, de când s-a lăsat, a spus, mai calm că acum nu sunt niciodată. Femeia mea, soția mea, să sperie de mine. Păi nu ești tu, nu ești tu. O zis câteodată să uite la mine, să vadă dacă nu cumva e altul cu chipul meu. Atâta mă binecuvintează omul ăla de atunci, nu l-am mai văzut niciodată înjurând. Când îl văd că îi merge rău, trage aer în el, se uită în sus, oh God, iar atâta mă binecuvântat omul ăla, atâta binecuvântări o rua cu gura lui și peste casa mea, că frații mei din adunare nu mă binecuvântează așa. Frații mei, surori, ne-a adus Dumnezeu în America ca să fim lumină pentru cei din jurul nostru. Cum îi va mântui Domnul? Nu știu. Nu știu. Dar eu știu că îi va mântui. Dacă noi vom fi lumină, Domnul îi va mântui. Domnul îi va mântui. Domnul se va îndura. De multe ori trebuie să suferi. Deci da, Domnul, cu te o încercare din aceasta și din jurul cineva strigă câte ceva câte tine și Domnul spune rabdă. La noi la Detroit, acolo la Michigan, un frate, eu îi spun jidan, îi spun evreu, pentru că se trage din evrei și are o inimă de evreu. El, când te împaci cu el, un dolar să fie mai puțin decât totuși să se simte el bine. Chiar dacă îți dă un suc mai mult, îți dă, dar să se simte el bine. Un băiet foarte de treabă, tânăr. O deschis business de bătrâni, că poate aveți mulți dintre dumneavoastră aici. Și dacă vreau să vă spun și lucrul acesta pentru cei ce aveți business, fiți foarte atenți. Omul acesta, prin bunătatea lui, are o inimă foarte bună, e un băiat foarte calm. Merge la o biserică mesianică de evrei, la Michigan, acolo și povesteam cu el zilele acestea despre anumite problemele noastre, cum eu alerg în misiune, cum el își face partea lui cu bătrâni acolo și spunea el, zice, a venit un bătrân la mine de câteva luni de zile și atâta de supărat l-am văzut, atâta de apăsat era. Și am stat de vorbă încet cu el, până el a văzut cine sunt eu și cum vorbesc cu el. Mi-a spus într-una din zile, zice, te-am văzut că ești un om pocăit, un om care nu înjuri, un om care nu țipi la mine, un om care ești liniștit. Eu am avut o problemă foarte gravă în tinerița mea. Când eram copil undeva de 13-14 ani, mama mea a fost o drogată și m-a abuzat. Și am trăit un om de-a lungul vremurilor, mă căsătoream și când mă căsătoream, mi-aduceam aminte de abuzul care l-am avut în viața mea și divorțam. Și am trăit un om o viață foarte grea și acum, zice, vreau să mă mărturisesc ție. Primești mărturisirii? Și s-a mărturisit omul acesta continuu. După ce s-a mărturisit, fratele acesta s-a pus mâinile peste el și s-a rugat.
Dumnezeu l-a ușurat, l-a eliberat. Până seara l-a chemat Domnul acasă. Cum face Domnul mântuirea? Noi nu știm. Tălharul de pe cruce a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Doamne, dar Tu așa mântui Tu? Da, așa mântuie Domnul. Așa mântuiește Domnul. La noi, în România, când am fost 2 ani în urmă, eram într-o biserică și un om care a avut un scăzământ al lui, l-a robit duhul de alcool. Știți, noi în adunare și ce facem de multe ori? Ne uităm și mă lupt să nu fac lucrul acesta. Dacă cineva a căzut, noi ne uităm la căderea lui și îl vorbim. Dacă nu poți merge la el, adu o rugăciune înaintea Domnului în casa ta. Și spune, dacă poate vezi că păstorul sau celălalt nu veghează, frate, duce și stai de vorbă cu el. În căderea acestui frate, l-a judecat mulți. Biserica, bineînțeles, că l-a judecat, după un moment dat l-a pus deoparte. Și fratele acesta a avut o cădere a lui care tot a rămas. Și într-o zi s-a venit în firii la 69 de ani și a spus, știi ceva, eu mă duc la biserică. Și poate Domnul va vorbi, să văd, Domnul, mai are ceva cu mine, mă mai mântuiești, mai are milă Domnul de mine. Ori dacă nu, să spună Domnul ce mi-a spune, să mă duc în lumea mea, să-mi văd de treaba mea. O dată în biserică, cum sunteți mulți dintre dumneavoastră, și Domnul îi vorbește în felul următor. Așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt omului. În căderea ta mulți te-au judecat. Unii te-au judecat pe drept și alții pe nedrept. Ba chiar unii ți-au scos dreptul de la pomul vieții și de la mântuire. Iată, așa vorbește Domnul. Astăzi, fă un legământ cu tine însuți și cu mine, Domnul. Că însuși ții îți voi arăta mântuirea. Tu însuși vei intra în ea. Bineînțeles, ca proroc am fost judecat de unii frați. Păi stai un pic, dar ce ăsta au făcut, s-o destrăbălat și Dumnezeu? Eu am tăcut din gură. Am simțit judecata, am văzut din ei vine judecata. Dumnezeu i-a vorbit la fratele acesta. Mama lui trăia și trăiește și acum. Vă dați seama, la 69 de ani, a ieșit din adunare, direct la mama lui. Mamă, Domnul Iisus mă mai iubește. Domnul Iisus mai are milă de mine. O spus că dacă eu mă întorc din toată inima, Domnul, El mă va mântui. Frați și surori, au venit 2 săptămâni în biserică, o viseau frață. O armonie cu El în jurul Lui și o ceruri iertare de la frață. Și într-o duminică seara ca asta, o mers acasă. O spus la soția lui cum era la țară, tu du-te și te schimbă, mă duc eu și închid păsările, mă arinjez eu totul. 2 săptămâni, spunea această soră, am trăit ca în rai cu el, nici când m-am căsătorit, n-am avut așa o armonie ca de astea 2 săptămâni. Când s-o turna sora, nu s-o turna înapoi, avea 2 nepoți acolo la ea. Unul fuge și spune, bunica, bunicul a căzut, vine repede, bunicul a căzut. Fratele a căzut jos și Domnul l-a chemat acasă. 2 săptămâni a trebuit Domnul. Nu a fost bolnav niciodată în viața lui. Nu a avut nicio problemă, măcar să-l doară capul sau ceva. Spunea sora aceasta, eu n-am văzut un om așa tare ca el, un om așa de puternic ca el. Vedeți ce face Domnul? Dar tot atunci spunea unui frate care judeca păstorul, care judeca slujitorii, nimeni nu era bun la el. La el nici un slujitor nu era bun. Eu n-am știut. Domnul spunea, ascultă omule, tu cel ce judeci pe alții, tu nu ești în stare să ai grijă de tine. Așa vorbește Domnul, scurte zile îți dau. Dacă nu-ți vei cere iertare la ceea ce ai judecat, un duh voi îngădui peste tine și vei striga în gura mare, mor și nu vei muri. Vei merge prea toți doctorii și vei spune că mor și nu vei muri. Va veni atunci ziua când tu te vei duce la cel ce l-ai vorbit de rău, ca el să se roage pentru tine. Fraților, după 3 zile te-a dat Domnul. O venit un duc peste fratele acesta, m-a sunat și pe mine în America, bineînțeles că el și cu mine a avut ceva de lucru. Și a zis, băi, stai un pic, cine ești tu să spui și cine? M-a sunat în America și a cerut iertare, m-a mers la păstor noaptea, l-a sunat pe la vreo 3 dimineața, frate, vine că mor, o trebuie păstorul să meargă acasă la el. S-a rugat, câteva săptămâni l-a chinuit duhul acesta, spuneau frață și spunea el, o slăbi nu știu câte kilograme. Murea ziua în amiază, îi spunea că moare, că inima. Mergea pe la Suceava, mergea în toate părțile, pe la doctori. Tot doctorul îi spunea, du-te acasă, omule, ești perfect sănătos. Nu este om mai sănătos ca tine. Du-te acasă și el murea. Bineînțeles că și-a cerut iertare, s-a căit. Și Dumnezeu l-a vindecat.
o îndepărtat Duhul acesta. Scumpii mei frați și surori, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. De aceea să dăm la o parte orice răutate, să dăm la o parte orice este rău. Eu mă gândeam să vorbesc altceva în seara aceasta, dar eu cred că Dumnezeu este cel care se îndură. Mă uit aici, aveți copii, aveți tineri aici. Noi, eu mă uit așa la ei și când mă uit la ei, eu spun că ei n-au nimic în mintea lor problemei. N-au nicio problemă. Dar ar vrea să vă spun, de când alerg și mi-e place să umblu mult printre tineri, am găsit foarte mari probleme care ei se ascund. Dacă mama nu înțelege, dacă tatăl nu înțelege, ei se ascunde și de părinți. Știți că copiii noștri trebuie să fie prietenii noștri? Eu v-am spus, am 10 copii, nu eu, nici o rușine și nici o laudă. Atât mi-a dat Domnul, atât am primit. Un miscarriage a fost, ce o fi fată băiete acolo sus. Am de la 20 de ani la un an. Și într-una din serii, una dintre fetele mele îmi trimite un text. Mă uit la telefon, Daddy, please, come in my room. I need you. M-am dus acolo și am spus, wrong with you. Și spus, I need you to pray for me. Știți ce bine m-am simțit ca tată? Că m-am dus în camera ei și m-a chemat acolo. M-am rugat împreună cu ea, ne-am rugat, am plâns împreună. Și Dumnezeu s-a îndurat, slăvit să fie Domnul. Au momentele lor care trec prin ele. Noi trebuie să fim pentru ei. Pentru ei. Spunea Domnul că Domnul vrea să toarne din Duhul Lui peste ei. Eram în Georgia anul trecut și undeva la o seară ca așa, aceasta de bucurii, am chemat tineri în față să ne rugăm pentru ei. Și ne-am rugat pentru ei ca Domnul să-i boteze cu Duhul Sfânt. Cei ce-s botezați să-i umple cu Duhul Sfânt. Și am pus mâinile peste una dintre fete și când mă rugam cu ochii închiși deodată, am chemat numele Domnului peste ea și am chemat Duhul Sfânt să o curățească. Am simțit că este ceva acolo, dar nu știam ce este. De sub mâinile mele, fata aceasta a început a țipa și a fugit afară și m-am simțit foarte prost înăuntru meu. Doamne, poate nu trebuia să mă rog așa. Doamne, poate cumva foarte prost m-am simțit. După câteva zile la fratele în casă la care eram, am început stăruința și a venit fata aceasta cu mama ei acolo. N-am știut ce-i cu ea. Dar i-am făcut așa un semn, am făcut un semn și am spus, dacă vrei să vii să ne rugăm pentru tine, vin aici. Și i-a dat din cap, nu. Cumva n-am vrut să o sperie, să fugă afară, să ducă. M-am uitat la mama ei, mama ei plângea. O fată de 15-16 ani acolo. Un duh prins într-un fel și spunea, imaginați-vă să ai un copil să spună, dacă eu mor, ce-ți pasă ție? Eu oricum o să mor, ai să vezi tu că eu am să mor. Și spunea, un duh vorbea prin ea. Dar ce frumos este că m-am uitat așa la tineri și mi-e dragă cum acționează ei plin de râvnă. Una dintre fetii care era lângă ea, a spus ceva, nu știu ce i-a spus. Nu știu ce i-a spus, dar în timpul rugăciunii m-am trezit cu ea lângă mine. Și i-am spus, vrei să mă rog pentru tine? Și o dat din cap, da. Ne-am rugat pentru ea. S-a terminat rugăciunea. Și Domnul a spus, rugăciunea nu s-a încheiat aici, pune mâinile peste ea și roagă-te. M-am rugat cel puțin jumătate de oră continuu pentru ea. Deodată, a început să vorbească în alte limbi. Și a vorbit vreo 5 minute în alte limbi și s-a oprit, s-a strigat că toți în ea gura. I am free now. I am free. I am free now. Și a zis, dar apoi în rugăciuni în alte limbi. Și au vorbit o oră și ceva, două ori în alte limbi continuu. Mama aceasta plină de bucurie. A venit o îmbrățișată, s-a îmbrățișat. Și Dumnezeu a botezat-o cu Duhul Sfânt. Frați și surori, trăim niște momente în care m-am uitat așa prin bisericile noastre pentecostale. Ne batem cu pumnul în piept că suntem pentecostali și avem un semn al întrebării când este vorba de a primi Duhul Sfânt. Când este vorba de a stărui după Duhul Sfânt, avem un semn al întrebării. Și vreau să vă spun, dacă noi ne oprim în lucrarea aceasta, frații baptiști, frații creștini după Evanghelie ne iau înainte. Pe ne alerg acum cel puțin, văd mulți frați baptiști, surori baptiste, vin la stăruință, Domnul îi vorbește și îi botează cu Duhul Sfânt și îi face vasă de lucru. Ăsta e Dumnezeul nostru. Noi ce facem? De când? Întrebarea mea ca mamă, ca soră, ca tată. De când n-ai mai vorbit în alte limbi? De când nu te mai însoțești Duhul Sfânt în vorbire? Știți că vorbirea în alte limbi, darul Duhului Sfânt care este dat și cuvintele în alte limbi care noi le vorbim și nu le înțelegem, este Duhul Sfânt care mijlocește pentru tine și pentru mine?
Și știți de ce nu vorbești în alte limbi și de ce diavolul te-a amăgit să nu mai vorbești în alte limbi? Că el vrea să știe cine caz ai tu și ce frică porți tu. Și el când aude, Doamne, eu mă tem de aia, eu mă tem că copilul meu va muri, eu mă tem cu aia, eu mă tem. El cu alea îți vine înapoi, împotrivă. Dar atunci când te rogi în alte limbi, Duhul Sfânt din tine spune, Doamne, nici se teme de lucrul ăla. Ajută-l să nu se mai teamă. Și cu tare țor sau aia sau ăla se teme de cu tare lucru. Sau, Doamne, nu mai are încredere, Duhul Sfânt din mine mijlocește pentru mine. Și eu când vorbesc în alte limbi, el vorbește cu suspinii negre, taini vorbește cu Dumnezeu și diavolul asta nu-i place lui. El vrea să vorbește ori engleză, ori românește ca să te audă, ca să se lupte cu mintea ta după aceea și să se joace cu gândurile tale. Ăsta este diavolul. Spuneam lucrul acesta în Italia și a venit cineva, a venit o soră baptistă și a spus la niște surori, zice, auzi tu, vezi, ăla ai venit din America, acum l-ați băgat prea mult în seamă și a început să spună despre lucrarea aceasta. Eu cred că Dumnezeu vorbește. Eu cred în proroci, cred în prorocii, dar acasă te bâlbâi în alte limbi, nu mai, asta, eu nu mai cred asta. Eu nu mai cred, asta e o bâlbâială așa, a voastră care voi aveți. Era o biserică de vreo 500 și ceva, 600 de persoane, undeva în spate, pe ultimul rând, era sora cu surorile. Eu, noi când ne rugam aici în față, vedeam că sora acolo vorbește, dar n-am știut ce vorbesc. Le-a lăsat în pace să vorbească. La una dintre rugăciuni, Duhul Sfânt îmi spune, zice, spune la femeia cea din spate, că în seara aceasta, să se dea celălalt de lângă el la o parte, că ei baptistă. Și el crede în toată lucrarea mea, numai în vorbirea în alte limbi nu crede. Spune să închidă ochii acolo unde este ea și eu, Domnul, o voi boteza cu Duhul Sfânt unde este ea. Fraților, nu e un lucru ușor. Stăruiesc pentru alții ori întregi, zile întregi, săptămâni întregi și alții nu primesc Duhul Sfânt. Și apoi băgăm din nou la mărturisire, din nou și cu greu primesc Duhul Sfânt. Și m-am gândit eu, dacă ei baptiste, ce-o fi, ce-o faci? Dacă Domnul așa mi-a spus, așa spun. Și am zis la sora din spate, acolo ultimul rând era. Am început o rugăciune pentru stăruința după Duhul Sfânt. Frați și surori, după nu știu cât timp, să spun două, trei ori, cât o țin rugăciunea aceea, s-o termina rugăciunea. Am luat microfonul, i-am pus pe frați, pe surori jos, sora din spate, picioare. Mă uit la ea, vorbesc, se ruga lui Dumnezeu. Și am explicat lucrările care au fost, cum au fost. Toată sora se sperie și se oprește și zice, îi face semn la una, de ce nu a oprit-o? Și am zis, cum e soră? Și am zis, fraților, m-am lăudat o viață întreagă cu voi, vă bâlbâiți și am râs de voi. Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Mă duc acasă și pun pe Instagram, pe WhatsApp, toate ce am pe telefon, le pun la toți baptiști și le spun că ei n-au Duhul Sfânt. Abia acum am primit Duhul Sfânt, ăsta e Duhul Sfânt. Mărturisa sora de acolo, de soră, Domnul să-ți dea înțelepciune să știi cum să vorbești și cum să lucrezi, frați și surori. Lucrarea aceasta a Duhului Sfânt nu s-a terminat. Botezul cu Duhul Sfânt nu s-a terminat și niciodată nu se va termina, știți când? Până când nu va veni Domnul. Când va veni Domnul să-și ia mireasa, să va încheie lucrarea și Duhul Sfânt va fi trimis la evrei. Noi? Până atunci să ne luptăm cu copiii noștri și Domnul se binecuvinteze. Eu, cu câțiva ani în urmă, când ei doi mai mari ai mei aveau unul 14 ani, unul 15 ani, tot tati, vreau să merg cu tine la rugăciuni, vreau să merg cu tine la stăruință. M-am uitat că sunt mici, am zis, ei, sunt mici copiii aceștia și nu vreau să... Dar i-am luat la rugăciune, am zis, decât să joace game-uri acasă sau decât să găsească altceva, i-am luat la rugăciune, în adunare, i-am pus într-un colț și am început rugăciunea. La un moment dat, un frate bătrân, fratele Stoian, vine la mine și îmi face așa un semn. Băi, a cui-s copiii ai doi de acolo? I-am zis, ai mei sunt. O primit Duhul Sfânt. Frate, ești ok? Sigur știi asta. Băi, m-am dus așa, i-am văzut sub tău putere, am pus mâinile peste ei și sub mâinile mele au primit amândoi Duhul Sfânt. Cine te-a pus? Cine te-a pus, frate, că-s mici? Duhul Sfânt m-a pus. Bă, dacă te-a pus Duhul Sfânt, atunci ne-a dat Domnul mai mult de lucru. Aș vrea să vă spun, după 2-3 zile, copilul de 14 ani, o mai văzut și el, o mai auzit și el așa vorbește, Domnul, o mai auzit pe la unul altă ca un copil de 14 ani. După 2-3 zile îmi spune el, tati, I have visions from God. Am zis, what? Yeah, God shows me things. Îmi spunea lucrurile la rugăciune și așa se întâmpla. După aceea spune, Dad, God speak to me, I heard a voice in my mind. What do I have to say?
Vreau să vă spun, de atunci îl folosește Domnul printre tineri. Și Dumnezeu se proslăvește. O botezat Domnul tineri cu Duhul Sfânt și Domnul i-a dat daruri. Când mă uit între ei așa și cum văd că lucrează Dumnezeu, mă umplu de bucurie. Mă umplu de bucurie. Și mă uit cum Dumnezeu îi folosește. Am zis, Doamne, oare într-o vreme ca și aceasta, în toate statele din America și în toată lumea aceasta, oare tu nu poți mai face lucrări ca acestea? Frați și surori, Dumnezeul nostru lucrează. Fratele Sorin aici e martor la ei, la Betel. O vorbit Dumnezeu odată că va face, va duce un val de îndurare. Valul acesta de îndurare a fost într-o duminică seara când s-a coborât Duhul Sfânt într-o putere nemăsurată. Era, o trebuie să scoată băncile afară, așa de mulți au venit. Și în termen de cât? Două săptămâni? 200 și cât s-a primit Duhul Sfânt? 250. Era un har deosebit, mă uitam la ei cum vineau frați, surori, tineri, vineau cumva din alte state, vineau și primeau Duhul Sfânt. Ăsta e Dumnezeu care se îndure. Aș vrea ca seara aceasta să facem o rugăciune și să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să reînnoiască vorbirea în noi. Să-L lăsăm să reînnoiască. Când eram tânăr, nici acum nu sunt așa de bătrân, dar oricum sunt bătrân față de ei. Mai ales față de ei sunt mai bătrân. Spuneam la fratele Dorel că a murit la noi un frate la 65 de ani și am zis, băi, ce bătrân a murit omul ăla. Băi, erau bătrâni. Acum, nu, acum la 80 de ani mi se pare că e tânăr. Mă apropie de anii ăia. Și cum spuneam, Dumnezeu s-a proslăvit și s-a lucrat. Dumnezeu s-a proslăvit și s-a îndurat. Și frații aceștia care ne-au învățat pe noi, frații aceștia care s-au lucrat în viața noastră, ne-au ajutat, ne-au crescut și acum am crescut și noi pe alții. Frați și surori, ridicați-vă pe picioare și spune cuvântul Domnului care l-am deschis. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca văjuit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împrăștiindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le-a dat Duhul să vorbească. Cum am spus, eram tânăr și Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt și după câteva săptămâni, una după alta, de stăruință, de bucurii, un prieten de-a meu a spus, Nick, eu știu cum tu vorbești în alte limbi. Și el a repetat și cum vorbeam eu când mă rugam în alte limbi. Când m-am dus a doua seară la rugăciune, n-am mai putut vorbi în alte limbi. Eram învățat cu cuvintele acelea și m-am luptat și am plâns și am spus, Doamne, iartă-mă, ce am făcut, Doamne, de ce nu vine vorbirea? M-am dus la fratele Stoian și am spus, frate Stoian, nu mai pot vorbi în alte limbi, nu mai pot. Și am zis, băi, dar ce s-a întâmplat? Nimic. Ce ai făcut? Nimic. Băi, s-a întâmplat ceva. Frate, n-am făcut nimic. Stai el așa și se gândește un pic, dar voi de aseară până în seara asta, ce ați vorbit între voi, ce ați făcut între voi? Și mi-a venit la nivelul minții ce a zis prietenul meu. Aha, l-a îngânat pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt nu vrea să mai dea vorbirea. Roagă-ți la Dumnezeu să schimbi vorbirea. Și aș vrea să vă spun, la ora actuală, cum spunea, nu l-am înțeles pe Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spunea, eu pot vorbi mai mult ca voi toți în alte limbi. Și știți de ce? Se lăsa călăuzit de Dumnezeu. Și Duhul Sfânt într-un minut îți dă o altă vorbire, în alt minut o altă vorbire, îți poate schimba vorbirea. Îți poate schimba vorbirea. Într-una din seri, eram undeva, cred că erau ucrainieni, undeva, cred că prin Idaho, și Dumnezeu mi-a schimbat vorbirea undeva spre rusești. Am zis, Doamne, ce vorbire e asta? Ce... Nu înțelegem, dar lăsa să vorbească Duhul Sfânt ce vrea El. Acolo era o fată de la frați ucrainieni, care nu știa românești, dar au înțeles ce am vorbit eu. Au înțeles ce am vorbit eu. Și în seara aceea au luat o hotărâre. Au venit să o mărturise la mine, în engleză, cum am înțeles-o eu, și au zis, frate, dumneavoastră, când te-ai rugat pentru mine. Și mi-ai rostit numele meu. Am zis, tânără dragă, eu habar n-am ce am zis. Am zis și eu ceva în alte limbi, dar nu știu ce am zis acolo. Vedeți ce face Dumnezeu? Haideți la rugăciunea aceasta să lăsăm pe El să vorbească. Haideți să lăsăm să deschidă izvorul din noi. Și vorbirea în alt timp, dacă Domnul vrea să spună altceva, lasă să vorbească ce vrea El. Lasă-L pe Duhul Sfânt să mijlocească pentru tine, pentru casa ta. Și în felul acesta, Domnul va lăsa îndurarea Lui. Amin. Haideți să intrăm în rugăciuni. Amin.